Bună seara! Vreau să vă invit la o prezentare în TLS de SOSBF. Eu mă numesc Vlad Sambușchin, sunt din Chișinău. Fac o mică prezentare a mea despre mine. O să fie puțin informații despre OSBF. Să fie informații despre MPLS. Partea a doua vom vorbi despre implementări MPLS sau OSBF și dacă vom avea întrebări, puteți să le puneți. Sunt inginer din 2003, certificat microtic MTCNA, MTCRE, MTCWE și Traffic Control. Sunt trainer microtic, am și certificare CCNA. Mai sunt și profesor universitar, la momentul acolo sunt inginer de securitate la compania ITEC din Chișinău, care este partener oficial la Microtic. De unde a început ideea? Ideea a fost de la client și această idee ne-a sugerat-o însuși clientul. De ce? Ce vor clienții, în general, de la noi? Ca integrator de sisteme sau ca provider. Desigur că accesul la internet au nevoie de IPTV, proveghere video, telefonie și ceva care nu se spune în public. Ce au providerii? Sigur că providerii au rețele de transport date și oferă servicii. Despre OSBF. Audiența țintă la OSBF sunt cei care nu prea iubesc MPLS-ul. Se numește Open Shortest Path First, un protocol care analizează link state-urile și găsește cea mai bună cale, fiind cea mai scurtă, pentru prima dată. Acest protocol este un protocol de tip open source. Este un protocol ierarhic și de mijlocit va anunța canalele, starea canalelor, formând link state. În calitate de protocol, folosește protocolul IP89. Și este proiectat pentru rețele interne. Are și ceva Cisco implementat pe IGP. Folosește sisteme autonome. Autonomous system. Și schimbul de informații între rute, despre rute, se va face în baza LSA, după care se formează tabela de rutare. Principiul de funcționare, baza acestui protocol, este algoritmul Dijkstra. La conectarea unui router cu rețeaua de Dijkstra, primul rând, capacitatea de funcționare a interfețelor, după care, de mijlocit, va trimite pachete Hello pentru a găsi vecinii. Fiecare rută periodică și transmite mesaje de descare formând LSI messages. După formarea arborului de rute, în interior se va verifica și rutele externe, dacă au legătură cu acesta, și se formează tabela de rutare. Pe Microtic se configurează destul de simplu și destul de rapid. Microtic susține protocolul OSBF. Pentru asta e necesar să puneți pe Microtic pachetul routing. Setăm adresele IP pe interfețe, adăugăm area name, adăugăm area ID, adăugăm rețelele în AS și după care verificăm neighbors la OSBF. Iată aici avem câteva slide-uri, cum se face step by step. Următoarea este minimul necesar pentru rularea OSBF este de a adăuga rețeaua corespunzătoare în
ALIA și de Ansertan Network. După care ne-am mijlocit, putem verifica vecinii. În slide-ul din dreapta vedem, de data ce am adăugat câteva interfețe, au apărut vecinii. Pachetul Hello are un interval de 10 secunde. Și rezultatul LSE Notes, îl vedem aici. Nu e necesar foarte multă bătaie de cap, ca la rutele statice, însă are, desigur, și partea negativă. Avantajele sunt că, chiar și în rețele mari, nu încarcă rețeaua cu trafic propriu. Rutele generate de acest protocol nu pot fi ciclice, e un lucru foarte important pentru a evita lucrurile. Schimbul de informații despre tabela de rotare are loc doar la reconfigurarea topologiei, atunci când cade un link, doar atunci se reconfigurează tabela de rotare. Iar informația despre reconfigurarea topologiei se răspândește prin toată rețeaua. Reconfigurarea este foarte rapidă. Însă, desigur că are și câteva dezavantaje. Este un algoritm complicat. Pe MicroTik se configurează ușor, însă este un algoritm destul de complicat. Consumă foarte mult resursele procesorului. Necesită mai multe memorie și la orice schimbare sunt retransmise LSE-urile. Vorbim despre MPLS. Acest slide este pentru cei care știu ce e aia ATM, care au lucrat ceva timp cu ATM-urile, însă vreau să zic că la majoritatea cei care au lucrat, conceptul de MPLS ține de doar rețele bazate pe IP, pe doar layer 3. MPLS miroase cam ATM, iar ATM a fost proiectat, zic eu, la deție de partea de implementare pe rețele IP și multe aspecte ale MPLS ar putea fi numit prea complicate. Eu aș spune că MPLS totuși nu este ATM 2.0, e ceva mai plăcut, mai ales atunci când începeți să lucrați eu să-l testați. Negativ la acestea, MPLS este un instrument foarte puternic pentru orice rețea. Republica Moldova, cea mai mare provider de internet, Motelecom, și-a implementat majoritatea rețelelor sale pe MPLS. La baza funcționării MPLS, se este principiul de schimb de label sau etichetă. Acest pachet este transmis, adică pachetul transmis este asociat cu o anumită clasă din nivelul de rețea. Schimbul de etichete are loc în baza protocolului LDP, Label Distribution Protocol, și împărțirea etichetelor are loc între LSR. Fiecare router LSR conține următoarea informație, are nota de interface cu label și prefixul destinație, inclusiv out interface și out label. Dacă l-am poziționat pe modelul OC, ar veni cam la modelul 2.5. Faza proastă este că mai apare încă un subnivel aici și bine, se complică și mai tare lucrurile. Ca și structură, MPLS-ul ar arăta cam așa. Există un router care trebuie să fie nucleu și celelalte rutere LSR, care sunt rutere de distribuție. O rețea mai simplă, poate mai înțeleasă atunci când se transmite un pachet. Acestui pachet îi se pune un label și la trecerea prin fiecare router, acest label se modifică. Iată
parte, următoarele tabele sunt tabelele ce apar în mijlocit în protocolul în PLS atunci când se la trecerea pachetelor. Cum aplicăm pe MicroTik? În meniul la MicroTik RouterOS să găsiți MPLS. Primul pas este LDP Settings, unde este suficient să indicăm BIPA Enabled și să indicăm LSR ID, inclusiv adresa de transport. Pentru routerul care are în mijlocit ruta statică default gateway, putem face distribute for default route. Adăugăm interfețele care vor fi nemijlocite în MPLS. Dacă avem nevoie, putem să le permitem accept în neighbors. Și în urma configurării apar LDP neighbors. Se adaugă interfețele LDP interface și verificăm forwarding labels, tabela de label-uri și tabela de pare în interior la MPLS. Verificăm celelalte setări, vedem că schimbul de pachete și label-uri a avut loc cu succes și iată, avem remove biddings, unde putem să vedem destination address, e asemănătoare cu tabela de rotare la protocoalele clasice de rotare. Cam așa ar arăta o rețea MPLS mare, pentru provider destul de mari și desigur că am putea să o aplicăm și în cadrul providerilor mai mici sau niște rețele corporative. Avantajele este caracteristica principală în PLS este despărțirea procesului de comutare, de analiza pachetului în ANTET. Nucleul se formează din dispozitive cu cerințe minime, ceea ce este un avantaj foarte mare față de protocolul OSPF. Puteți să faceți același lucru, bine, nu chiar același, dar lucru foarte mare, folosind niște rutere mai slabe. Nucleul are doar funcția de comutare și funcțiile de clasificare a pachetului sunt puse pe ruterele LSR. Comutarea Layer 2 este foarte rapidă, practic minimizează timpul de comutare în tabele și este implementat poate fi implementat un sistem de POS foarte flexibil. Cel mai important pentru provider este utilizarea VPN-urilor. MPLS-ul poate fi utilizat împreună cu VPLS și să construim VLAN-uri pentru a distribui tipurile de servicii. De exemplu, aceeași IP telefonie, IPTV, internet, fiecare pe VLAN-ul său. Acest lucru ne ajută foarte mult la un management și inclusiv scoatem de pe umerii clienților partea de management a routerului. Noi putem acest lucru să facem de la distanță, de la însuși providerul, făcând un script care îl transmite, scriptul rulează, restartează routerul și 5 minute totul e gata. Se face o utilizarea routerelor este foarte eficientă. Care sunt dezavantajele? Un nivel adițional este adăugat, este normal. Cu cât mai multe nivele sunt, cu atât e mai complicat. Și routerul trebuie să înțeleagă MPLS. Cei care au nemijlocit tangență cu MPLS-ul știu că routerele sunt foarte scumpe. Concurența este destul de mare, mai ales că
giganții Cisco Juniper. Soluția ar fi iarăși de la Mikrotik, pentru că dacă ați lucrat cu router OS, ați văzut că și cel mai mic router 9512N pe 300 de MHz și ăla înțelege ce aia am înțeles. Și facem un case study cum am putea să implicăm MPLS-ul pe OSPF. Avem următoarea rețea unde nucleul va fi MPLS și va rula pe rețele OSPF. Vă rog să creăm un MPLS al nostru pe o rețea mai mare care cineva care nu place MPLS-ul și ne oferă ce ne oferă. Primul pas. Vom folosi în primul și în primul rând ideea de loopback, adică pe interfața punem adresele IP. Pe routerul de LSR, a doua parte, ajustăm OSPF și anunțăm rețelele prin care ne-am văzut vicini. Plus, desigur că acest loopback care l-am creat anterior. Următorul pas este adăugarea rețelelor în OSPF, crearea backbone-ului și ajustăm LDP-ul. Desigur, nu uităm de MPLS MTU, pentru că veți avea nevoie de MTU cel mai mare. Aici avem la mijloc un router CCR 1036-12G care îl folosim în calitate de P-router și pentru a trece cu succes de acest CCR pe pachete Q&Q folosim următorul script. Așa. În cele de urmă am ridicat al 2GPM și ne-am întors pe Ether 5, unde trăiesc clienții noștri. Adică unde sunt, de fapt, ceea ce nu mai este în interiorul nucleului, ci deja direct la client. Folosim un advertised pe Cisco Style. Și iată, avem același lucru pe routerul 2, aceeași implementare, doar că schimbăm adresele IP ca să poată comunica între ele și se configurează routerul pe Mikrotik. Aici la fel avem ridicăm loopback-ul, punem adresele IP pe interfețe ca să poate face schimb de label-uri cu celelalte adevări. Și adăugăm pe OSPF în backbone aceleași adrese pentru a rula pe OSPF. Adică pe acolo pe unde nu poate să ruleze MPLS. Următorul lucru, configurăm pe aceleași interfețe deja LED-ul MPLS-ul și se formează pe rutere în primul și în primul rând tabela de rutare pe OSPF, iar pe acest OSPF am ridicat Layer 2 MPLS. Și mai departe rulăm orice tip de serviciu cum dorim noi, împărțit pe VLAN-uri și în concluzie am spune că Mikrotik vă oferă soluții destul de bune la acest capitol cu bani puțini. Ceea ce e foarte important la momentul actual, să aveți o eficiență maximă cu resurse investite puține. Aveți pe Mikrotik o multitudine de protocoale implementate. Acest lucru poate fi implementat
chiar și pe un router având licență Level 4. Desigur că rețelele nu vei te extinde foarte tare. De la MicroTik aveți suport și traininguri comparativ ieftine cu Cisco sau Juniper și implementare de soluții combinate. Ca exemplu, am adus astăzi o soluție implementare MPLS pe OSPF. Negătând la faptul că mulți nu investesc în MPLS-ul, țineți minte că MPLS-ul nu este ATM2.0, ci este un instrument destul de puternic pentru provider, pentru a-și furniza serviciile sale, calitativ și ieftin. Eu vă mulțumesc pentru atenție și o să vedeți să fie cât de cât scurt, laconic, da? Să fie pe înțeles. Și dacă aveți ceva întrebări, puteți să mă întrebați, dacă nu, în pauză, la lunch sau în coffee break. Mă găsiți la stand-ul compania iTech, chiar de lângă coffee break și putem să continuăm discuțiile noastre.